Legea 236 pe 2002 reprezintă un sprijin real pentru familiile tinere, un sprijin costă în valoare de 200 de euro pentru familiile tinere care își... Legea 236 pe 2002 reprezintă un sprijin real pentru familiile tinere, cum costă în valoare de 200 de euro pentru familiile tinere care își... Legea 236 pe 2002 reprezintă un sprijin cum costă în valoare de 200 de euro pentru familiile tinere care își... persoanele tinere care își temează o familie. La cei 94 de ani ai ei, Maria este cea mai bătrână femeie din sat. Pentru că nu a făcut nici măcar o zi de școală, Maria nu știe nici să scrie, nici să citească. Maria știe doar să muncească, pentru că asta a făcut de când era copil. Odată, de mult, tare de mult, și Maria a fost fetiță. Și ca orice fetiță, a avut și ea păpușile ei. Mama mea a născut 6 copii în urma mea. Și eu de-abia creșteam la copii. 6 copii. Nu era așa ușor. Îi puneai la masă 6 oameni. Trebuia și ei îmbrăcați, trebuia și ei. Am trăit cum a dat Dumnezeu. Am fost săraci. Dar ne duceam și noi cu sapa. Eram mici. Ne duceam că n-aveam ce mânca. Când a Dumnezeu. Am crescut și noi peți. Păcatele mele.
încă din cea mai fragedă pruncie, prietena cea mai bună a Mariei a fost o sapă. Cu ea Maria își câștiga pâinea lucrând cu ziua pe la oameni. Asta până în acea zi blestemată. Ziua când s-a hotărât marea colectivizare. Atunci oamenilor li s-a luat pământul cu forța, iar Mariei speranța că își va mai câștiga pâinea cu sapa ei. Pentru că peste tot se zvonea că bolșevicii vor lucra pământul cu tractoarele. Când a făcut colectiv, ce să fac, sărac de foame. M-am dus la colectiv, m-am băgat la vaci. Vedeam de 46 de vaci, singură. Veneam un geam 20 de vaci, singură. La 7 eram la vaci. Până la 5 seara, nu m-am ales cu nimic. E adevărat, nu se alesese cu nimic din ceea ce promiseseră comuniștii. Nici apă la robinet, nici curent în casă. De radio sau televizor, nici nu poate fi vorba. Poate de aceea acum nu știe că la putere au venit anticomuniștii. Maria nu știe și nici nu-i pasă. Nici lor de ea. Treizeci de ani m-am muncit în ceapă, la vaci. Mungeam 20 de vaci. Și iau 1.000.000. Totuși, cu mulți, mulți ani în urmă, Maria a avut parte și de un moment frumos în viața ei. L-am luat pe el. Nu, Ioni nu l-a știut. Nu l-a știut, dar a înțeles din prima clipă că el este bărbatul vieții ei, chiar dacă... Ei, râdea oameni. Și acum ar. El n-a avut nimic, decât a venit cu ciomagul în mână. Cu ciomagul și cu o floare. Atât. N-a mai fost nevoie de altceva pentru a rămâne împreună. Nici de popă, nici de primar. Acum, la bătrânețe, uitați de lume și de Dumnezeu, singura lor avere sunt amintirile. Amintirile și, mă rog, ceea ce reușiseră și ei să agonisească într-o viață de om.
sătulă de viața asta, viața pe care nici n-a înțeles-o, nici n-a iubit-o. Maria era pregătită să treacă la cele veșnice, doar că până acolo mai avea de trecut un hop. Acum popia, păi dacă ne-a cerut 2 milioane, dacă n-am avut pensie mare, eu n-am de niciun. Cu ce mă bag în pământ? Nu am neferiște. Cetățene, Ozon Constantin, de bună voie și decidem ei căsătorii cu cetățeana Andreache Marina. Da. Cetățeana Andreache Marina, de bună voie și decidem ei căsătorii cu cetățeana Ozon Constantin. Da. Cetățeana Andreache Marina, de bună voie și decidem ei căsătorii cu cetățeana Ozon Constantin. Mai tare tu. Cetățeana Andreache Marina, de bună voie și nesilită de mine, mie în căsătorie cu cetățeanul Ozon Constantin. Da. În urma consimțământului dumneavoastră, din respirată, vă declar căsătoriți, casă de piatră și vă duce bine. Casă de piatră! Așa cum vorbește tot satul, Maria s-a căsătorit pentru bani. Bani pentru mormântare. Legea 236/2002 reprezintă un sprijin real, un sprijin costă în valoare de 200 de euro. Față de acest sprijin beneficiază și familii mai în vârstă care până la această dată nu au depus acte la primărie și nu au fost la stare civilă, deci nu s-au prezentat în fața oficialului de stare civilă și consider că pentru această sumă au făcut primul pas, pentru că este un sprijin pentru ei. În cazul ăsta avem și familia Ozon, în vârstă de 79 de ani soțul și 94 Ozon Marina, vârstă de 94 de ani, care au beneficiat de această sumă de 200 de euro.